este de la versetul 32. Spune așa, de la smochin învățați pilda lui. Când îi înfrăzejește și înfruzește mrădița, să știți că vara este aproape. Smochinul de aici îl reprezintă pe Israel. Spune al doilea verset, al doilea verset, tot așa cum veți vedea toate aceste lucruri. Să știți că Fiul Omului este aproape, este chiar la ușă. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor întâmpla aceste lucruri. Smochinul din această prorocie, prezicere, care a spus-o Domnul Iisus Hristos, a înfrățezit și deja a și înfruzit. În anul 1948 a devenit o națiune. Neamul de oameni de atunci, de pe vremea Domnului Iisus Hristos, a trecut. Nu despre acel neam de oameni vorbea Domnul Iisus Hristos, ci Domnul Iisus Hristos vorbea despre neamul de oameni din acel moment când va înfrățezi smochinul și va înfruzi. Din 1948 până acum au trecut 69 de ani. Psalmul spune că pentru cei mai tari 80 de ani. O generație de oameni, 70-80 de ani, pentru cei mai tari. Înțeleg, din acea comparație cu 80, este excepție. 70 de ani durează viața noastră, dar există excepție, oameni care trec și ajung la 80. Dumnezeu, când a pedepsit pământul pe vremea lui Noe, a spus, Duhul meu nu va rămâne purul de un om, pentru că și omul nu-i decât carne păcătoasă. Totul zilele lui se vor ridica până la 120 de ani. Iubiții mei, versetul ultim din această prorocie, care încheie așa, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Întărește această prorocie, e ca și cum ar spune, ceea ce v-am spus eu aici, mai degrabă vor trece cerurile și pământul, decât să treacă cuvintele acestea fără să se împlinească. Este sigur că se va împlini așa cum Domnul Iisus Hristos a spus. Trăim vremuri de pe urmă. Vedem cum se întâmplă sub ochii noștri toate semnele acestea. Răutatea oamenilor este mare pe pământ. Stricăciunea a ajuns la culme. Din pricina mulțimii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Spunea Mântuitorul și o vedem cu ochii noștri. Vedem cum frate la frate, frate de frate se dă la moarte, se dă în tribunale pentru o palmă de pământ, pentru o moștenire. Deși Domnul Iisus Hristos spunea că nu aceasta este calea. Dacă te zilește cineva să mergi o milă, du-te două. Dacă vrea să fie cineva haina, dă-i și cămașa. Ne-a legat cu inima de lucruri. De parcă pururi a vom sta aici și nu vom pleca. Dragostea celor mai mulți se va răci. Și întreba Domnul când a spus pilda judecătorului nedrept. Dar când va veni Fiul Omului, va găsi El credință pe pământ? Vedem cum tot mai mult țările se leapădă de credință. Există o lepădare de credință masivă în vremurile acestea. Nu în biserică. Nu în biserica lui Dumnezeu. Pentru că biserica Domnului Iisus Hristos este în mâna Lui. Amin. El a spus, eu țineți biserica mea. Și porțile locuinței morților nu o vor dărâma. Dacă ești în biserică, e zidit de Domnul Iisus Hristos. Și chiar dacă treci prin necazuri, și chiar dacă va trebui să plătești cu viața, porțile iadului nu te va plătina. Vei rămâne puternic în credință. Dar atâția sunt care se joacă. Atâția sunt care cred că se poate fi așa. Se poate să mă nervesc când vreau eu. Cât oră Domnul e bun și mă iartă. Se poate să vorbesc oricum. Se poate să umblă oricum. Se poate să fiu provocator, să fiu nemulțumit, să fiu rău.
Hristos, dacă nu se leapă de cineva de sine, nu-i vrednic de lume. Doresc ca Dumnezeu să ne pune într-un moment. Aș vrea să închei, aducându-vă această imagine care este prezentată aici, spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci, în ziua aceea, când Domnul va veni pe noi, din doi care vor fi la când unul va fi luat și altul va fi lăsat, din două femei care vor fi la moară, urmăcina una va fi luată, alta va fi lăsată. Cred că va fi cel mai greu moment atunci să zici, am fost în casă de Dumnezeu, am auzit cuvântul, am auzit predica, am cântat. Dar nu m-am luat. Să vezi cum cei dragi pleacă. Să vezi că nu mai sunt, să-i cauți și să nu-i găsești și să-ți dai seama că s-a produs răbirea. Că a venit Domnul. Mulți atunci vor plânge cu amar. Vor plânge de durere. Oare chiar așa greu e să răbdăm? Chiar așa greu e să acceptăm să fim încerați câteodată? Când Domnul Iisus Hristos a dat totul pentru noi, Fiul lui Dumnezeu a murit în locul nostru, nu un om, nu un înger, nu cineva de care nu mai era nicio nevoie, îl dăm să moară pentru omenire, ci însuși Fiul lui Dumnezeu, pentru ca și tu să ai preț de Fiul, să fii acceptat în familia Domnului Iisus Hristos. Va fi atât de greu să te gândești atunci. Am fost acolo și nu m-am decis. Va fi un botez peste două săptămâni. Și toți aceia care vor să-L accepte pe Domnul vor putea să se boteze. Însă decizia să aparține. Ne aparține. Domnul Iisus Hristos spunea în versetul 14 așa. Evanghelia aceasta împărăție va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Evanghelia aceasta a fost scrisă pentru ca toți oamenii să fie mântuiți, să creadă în ea. Amin. Dar pentru cei care nu acceptă și amână chemarea lui Dumnezeu și decizia, s-ar putea să plângă foama. S-ar putea să fie un prea târziu. S-ar putea să fie Evanghelia pentru o mărturie. Să ne păzească Dumnezeu pe toți de lucrul acesta. Amin. Amin. Amin.